La masa discuțiilor cu Dumitru Constantin Dulcan, medicul neurolog a fost prezent în acest weekend în aula Universității din Pitești pentru o dezbatere cu publicul larg. Cunoscut și mehedințenilor din numeroasele sale vizite în județul nostru, Dulcan a umplut sala Universității până la refuz. O echipă a Tele 2 Drobeta a fost de asemenea prezentă la eveniment. Sâmbătă, într-o atmosferă marcată de solemnitate și deopotrivă, entuziasm și efervescență, în aula Universității din Pitești a fost organizată o întâlnire cu profesorul universitar, doctor, medic, neurolog și psihiatru, filozof, scriitor, doctor, honoris causa, Dumitru Constantin Dulcan, cel care a susținut o conferință cu tema Reîntoarcerea la sacrul din natură. O echipă a postului nostru de televiziune Tele 2 Drobeta a fost prezentă la eveniment. Natura sunt eu, natura sunteți dumneavoastră, dar nu facem noi puibul păsărilor. Dar cu asta, când scrii într-o carte, lași impresia că și academiile te primesc imediat. Ești savant. Ai spus instinct și natură. De fapt, sunt cuvinte care acoperă ignoranța noastră și mai mult. Ok. E foarte greu de înțeles cum se întâmplă acest moment. Sunt plante, de pildă, care, pentru a se agăța pe pereți, au niște copci care se prind pur și simplu de pereți. Sala a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți, iar profesorul Dulcan a electrizat pe cei prezenți prin consistența informațiilor oferite cu generozitate, care îl definește. Tema dezbătută a fost una generoasă și incitantă, Dulcan aducând o mulțime de argumente din cercetările personale sau ale altor savanți legate de existența unei comunicări reale între toate ființele vii, fie că vorbim despre oameni, plante sau animale. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu din adunat. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu din fiecare dintre dumneavoastră că a rezonat și a răspuns și a acționat în așa fel încât să fie acum aici, pentru că scuze se găsesc o mie să-mi ajungi și sunt convinsă că ați avut negocieri de genul ăsta în minte. Sunt recunoscătoare domnului profesor că există și că ne dă șansa să ne întâlnim și să petrecem ore de calitate într-o informație de frecvență înaltă, o informație care ne ridică punctul conștiinței și ne face să descoperim mai multe despre Dumnezeu. În momentul exitusului, greutatea înregistrată de balanță scade cu până la 30%. Sau 20 de grame la om. Imaginați-vă că de sub clopot nu iese absolut nimic. Nici energie, nici substanță. Dar, ceea ce înregistrează balanța este, de fapt, greutatea, nu masa, adică legătura între acea ființă vie și pământ. Cei prezenți au putut adresa la final profesorului Dulcan întrebări la care a răspuns cu multă răbdare. După conferință, profesorul Constantin Dulcan a promis că va reveni în Drobeta, Turnul Severin și aici, ca peste tot în România, având o mulțime de prieteni iubitori și admiratori ai operei sale.